emisiune electorală de promovare. Bună seara, bine v-am regăsit, doamnelor, domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Hunedorenii Votează, o emisiune electorală de promovare a tuturor candidaților care și-au arătat intenția de a veni în fața dumneavoastră pentru a vă prezenta oferta electorală pe care o au pentru următorii 4 ani. Dacă în data de 9 iunie le veți oferi votul de încredere, vă reamintesc că în 9 iunie vor avea loc alegerile locale, dar și cele europarlamentare. Astăzi, invitați în platoul emisiunii Hunedorenii Votează, se află domnul Călin Constantin Moraru, candidat PSD pentru funcția de consilier local al municipiului Deva. Bună ziua, bine ați revenit! Bună seara, vă mulțumesc de invitație! Și domnul Radu Barb, susținător al candidaților Partidului Social Democrat în județul Hunedoara. Bună seara, bine ați revenit! Bună seara, bine v-am găsit! Suntem la mijlocul campaniei electorale. Dacă ar fi să trageți așa câteva concluzii cu privire la modul în care se desfășoară această campanie la nivelul județului Hunedoara, cam care ar fi aceasta, domnule Barb? Da, suntem la mijlocul campaniei electorale, suntem cu motoarele turate la maxim. Pot să spun că în acest moment este vârful campaniei electorale și suntem implicați activ pe toate palierele. Astăzi am venit în calitate de susținător al domnului Lucian Rus, candidat la primăria municipiului Deva. Lucian Rus este un om deosebit, mă bucur din suflet că putem să-l votăm, putem să fim alături de el, dar de la început vreau să spun un lucru, nu am nimic cu omul Oancea, nu am nimic personal, nu am avut niciodată nimic cu el, doar cu administrația și cu primarul Oancea. Cu ceea ce s-a întâmplat în Deva în ultimii 7 ani nu pot să fiu de acord și niciodată nu o să ascund ceea ce gândesc și tot ceea ce spun îmi asum. Domnul Moraru este și consilier local al municipiului Deva. Cunoașteți foarte bine parcursul din ultimii ani a acestei administrații. Cam care ar fi concluziile? Concluziile sunt destul de simple. Ați zis că suntem la mijlocul campaniei electorale. Chiar mi-a zis cineva, tu ești în campanie de vreo 2-3 ani de zile, pentru că am încercat să-mi aplic cât mai mult nevoia de sau obligația de consilier local. Și toate s-au oprit cumva, deși am venit cu foarte multe, foarte multe idei, cu foarte multe probleme în Consiliul Local, foarte multe s-au oprit în primărie, din păcate, și sperăm că acum, în următorul mandat, cu siguranță sub oblăduirea lui Lucian Rus ca primar, viziunea noastră să-și spună cuvântul și să avem prin planul în tot ceea ce înseamnă dezvoltarea acestui oraș. Administrația locală, administrația județeană în general ar trebui să se contureze cumva și în ceea ce privește pe cetățeni. Spuneați puțin mai devreme că foarte multe proiecte pe care le-ați propus pentru Deveni au rămas în sertarele primăriei, să spunem. De ce se întâmplă totuși aceste lucruri? De ce nu merg mai departe unele proiecte, indiferent de cine propune acele proiecte, că are, nu știu, iese din PSD, PNL, UDMR și așa mai departe? Lucrurile rămân acolo doar din motive? Din motive, în primul rând și singurul rând este că prioritar este, bineînțeles, aparatul care conduce primăria, prioritar este viziunea primarului și deși ți se dă o șansă și se spune că se va lucra la proiectele respective, încearcă să-ți găsească partea legală de a nu le face. Cum am mai spus-o, legea pentru oameni este ce ai voie să faci sau ce nu ai voie să faci. Dacă eu vin cu un referat și spun că aș vrea să fac asta, întotdeauna se găsește și s-a încercat să găsească partea de care nu ai voie să o faci. Bineînțeles că în partea, o hotărâre Consiliul Local este bazată pe o lege. O lege dată de Guvernul României. Tu poți să îmbunătățești. De exemplu, dacă ai de la Ministerul Educației o anumită bursă pentru copii, tu în Consiliul Local, dacă discuți, bineînțeles, cu aparatul executiv, poți să mărești acea bursă, dar ești obligat să o dai. Ținând cont de aceste aspecte, venind și cu cadrul legal, bineînțeles, am încercat să implementăm și noi anumite conjuncturi din situația, din viața socială, din viața de zi cu zi din Deva și
Din păcate, multe au rămas la acest nivel în cadrul primăriei și acum, bineînțeles, că unele ni se și reproșează din moment ce tu iei situația din teren și promiți omului că te duci în primărie și când trece o lună, două, trei, cinci, un an de zile, doi ani de zile și nu se implementează, cine are de tras? Consilierul local. Deci ar crede de veni că Lucian Rus, candidatul Partidului Social Democrat, dacă în data de 9 iunie va fi câștigătorul acestei competiții electorale, va fi diferit sau va face lucrurile diferit, domnule Barbu? Nu există îndoială. Lucian Rus este un om de cuvânt, un om onest, un familist convins. Este o persoană care știe să comunice și m-am convins de acest lucru personal. Am fost zilele trecute cu primarul Hunedoare, Dan Bobuțanu, și cu Lucian Rus în piață și se bucură de o simpatie uriașă în rândul devenilor. Asta și pe fondul neplăcerilor create de Florin Oancea. Florin Oancea crede că va pierde pe mâna lui, va pierde pe ceea ce nu a făcut în acești 7 ani. Timpul a fost îngăduitor cu el. Putea să transforme Deva radical. Dar, din păcate, sunt multe probleme nerezolvate și locuitorii știu că aici este capătul de drum pentru această administrație și sunt convins că pe data de 9 iunie Lucian Rus va fi primar, dar are puterea și competența să asigure Devei un traiect pe care Deva îl merită, prin proiecte, prin administrație, prin ceea ce știe el să facă, prin experiența lui, prin echipa cu care va face aceste lucruri, sunt convins că Lucian Rus va pune Deva pe linia de plutire. În momentul de față, Deva este ca și un vapor, mare vapor în furtună, fără capitan. În aceste momente va trebui să așteptăm data de 9 iunie să se limpezească apele, să se stabilească exact. Sunt convins că Lucian va face o strategie potrivită pentru municipiul reședință de județ, așa cum merită acesta, și că Lucian va găsi calea de a comunica și de a fi alături de cetățeni, de a pune Deva pe hartă acolo unde i-a fost locul și este locul. Chiar discutam și cu primarul Hunedoare, cu Dan Bobuțanu, și spunea, domnule, n-avem o competiție, noi cu Deva n-avem o competiție. Și a arătat acest lucru, cred că duminică, la zilele cetății, când a fost între oameni, toată lumea l-a aplaudat, făcea fotografii cu primarul Hunedoare, exact, aici, la Deva, în mijlocul devenirii. Exact, alături de Lucian Rus. Președintele Nistor Laurențiu a făcut același lucru cu Lucian Rus. Deci Lucian Rus este un om care se bucură de popularitate, de prietenia tuturor, dar odată ce l-ai cunoscut, îți inspiră încredere. Lucian Rus inspiră încredere, seriozitate și profesionalism. Este un om potrivit pentru Deva. Spuneați puțin mai devreme că nu s-au schimbat foarte multe lucruri în Deva. Considerați că a stagnat acest oraș sau? În momentul în care există locuri care nu sunt iluminate, în momentul în care nu știi să implementezi un proiect pe iluminat public, păi te duci la Ilia și întrebi. Erau colegi de partid. Primarul Oancea cu primarul Omute erau colegi de partid. Întâmplător să nu mai sunt. Nu, un primar de comună. Acolo există iluminat public inteligent. Oamenii aceia au știut să pună proiecte noi la Devanu, ei la Devanu. Un om care s-a alăturat echipei PSD. Oare de ce? Deci în momentul în care nu știi să faci un lucru, trebuie să te documentezi, trebuie să întrebi. Este foarte simplu. Nu știu să fac acest lucru, constituie un consiliu. Am mai spus lucrul ăsta și este un lucru care trebuie implementat neapărat. Domnule, fac un consiliu consultativ. Nu știu. Arhitecți, pe parte de turism, specialiști din domeniu, pe parte de cultură la fel. Nu știu să fac lucrul ăsta. Cer păreri. Domnule, cum am putea face acest lucru? Există în Deva oameni care au făcut construcții importante, oameni foarte pricepuți, oameni deosebiți. Primăria Deva are, cred că, peste 1000 de angajați. Din acei 1000 de angajați nu există și angajați specialiști în aceste domenii pentru a fi consultați? Să zicem că nu, cu toate că mă îndoiesc. Că dacă ar fi existat, s-ar fi folosit și ar fi reușit să treacă peste aceste probleme. Bâlbele acelea cu
sala sporturilor, cu, sau polivalentă, cu stadionul, amintiți-vă de stadion, cartierul nu știu care, amintiți-vă de cetate, vedeți telecabina, vedeți pista de atletism. Deci sunt fondurile europene ratate sau lucrările întârziate. Deci este o administrație care are foarte multe probleme. Păcat, păcat pentru noi, pentru Deveni, că s-a ajuns în acest punct. Ne uităm la Hunedoara, cu care nu avem o competiție și totuși vedem cât de bine au mers lucrurile. Ne uităm la cetatea Deve și vedem că sunt, zero vizitatori. Pentru că stagnează, nici nu știu câți vizitatori sunt, n-are rost să mai discutăm. Iar la Castelul Corvinilor sunt 300.000. Ne uităm la cetățile dacice, că ei tocmai au fost premiate cu locul întâi la destinația anului, Castelul Corvinilor la fel, și când vrei să faci turism unitar, tu nu ai Deva. Păi cum se poate? Imaginați-vă că prin natura locului de muncă trebuie să discut cu oameni care fac turism. Ce le pot spune? Putem veni la Deva? Puteți, că urcați pe jos sau nu urcați sau închisă poarta. Au închis poarta turismului hunedorean timp de 4 ani fără drept de apel. Așa ceva nu este posibil, să știți. Deci și nu văd un orizont, adică nu văd o perioadă de timp bun, trebuie să așteptăm atât și rezolvăm lucrurile. Înțeleg acest lucru. Este nevoie de strategie, este nevoie de o echipă în stare să implementeze aceste lucruri, cu toate că nu există așa ceva, cel puțin pe domeniul turismului, nu. Și îmi asum aici, stau la masă cu oricine, și cu primarul Oancea, și cu administratorul, cu oricare dintre ei și discutăm despre turism. Și punem deoparte ce a făcut Consiliul Județean pentru județ și pentru turism și punem deoparte ce au făcut ei. Că la problemele Devei nu pot să stea în fața nici a mea, nici a oricărui devean, pentru că nu se poate la ceea ce s-a întâmplat în Deva. Nu este posibil. Acum îmi spun și nu numai mie, și asta este frustrant, aroganța asta te negrește, deci ca devean este cum ca o palmă primită. Am vopsit pista de biciclete. Oancea e de vină. Păi trebuia să o vopsești de acum 4 ani, că pista de biciclete e tot pe aici, prin Deva. Puteai să o vopsești în fiecare zi. O vopseam câte un metru în fiecare zi și era vopsită. Vii astăzi, înainte de alegeri, exact cum făceau mai de mult, erau doi stimați din primărie care vopseau trecerile de pietoni și le inaugurau. Nu se poate așa ceva. Deva are prestanță, Deva este un oraș elegant, Deva are oameni... Îl vedeți așa în continuare, ca pe un oraș elegant? Cu potențial. În acest moment nu poți să spui că Deva. Ieșim în față și ne uităm la Casa de Cultură și ne apucă amețeală. Tocmai am discutat cu cineva despre Casa de Cultură. Păi nu e posibil așa ceva. Noi facem evenimente în parc. Deci Deva organizează evenimente în parc. Deci evenimentele astea când se fac, cine organizează, organizatorul, are o viziune, o strategie. Dom'le, facem evenimentul ca să promovăm tradiții, cultură, nu știu, obiceiuri, dansuri, jocuri și îl facem într-un loc propice. Noi ne ducem în parc. Păi parcul nu e pentru concerte și pentru muzică și tot felul de activități acolo. Parcul este pentru relaxare, pentru copii, pentru... Punem scenă acolo, punem o dată, dar noi o punem de 30 de ori într-un an. Nu e o problemă că o punem. Am făcut lucrul ăsta. Asta este. Dar nu văd unde. Nu înțeleg. Nu ne explică nimeni unde. De ce țineți Casa de Cultură închisă? V-ați lăudat acum, cred că 7 ani, că vom găsi un proiect și vom face și Casa de Cultură va redeveni ceea ce a fost. Și nimic. Nimic. Casa de Cultură este o clădire... Se mai organizează unele... Nu, eu vorbesc de aspectul ei. De aspectul ei. Haideți să mergem și ne facem o fotografie să vedeți cum arătăm. Dacă o dăm al negru, zici că e de acum 50 de ani. Nu e posibil așa ceva. Deci nu, devenii nu mai pot accepta. Este un moment în care nu trebuie să mai aleagă răul cel mai mic. Deci, în acest... mers cumva pe acest... Exact, întotdeauna. În ultimele alegeri așa s-a mers. Hai să votăm răul cel mai mic. Hai să vedem. Hai să... Și în 2017 la fel s-a întâmplat. Hai să vedem cum. Și în 2020. Dar de data aceasta nu mai trebuie. Lucian Rus este capabil, competent, este pregătit, are forță. Nici nu mă așteptam să fie atât de bine primit de către Deveni. Vă spun sincer, deci unde mergem la întâlniri și unde discutăm cu oamenii, rămânem surprinși. Și îl cunoaște foarte multă lume. Deci notorietatea lui a crescut în această lună fantastic. Și asta și datorită colegilor. Avem o echipă de consilieri locali, oameni deosebiți, oameni profesioniști, oameni implicați, oameni cu bun simț. Deci aroganța și agresivitatea nu își are loc niciunde. Deci niciunde, nici acasă, nici la primărie, niciunde. Pentru că aceste lucruri trag înapoi echipa. Nu poți să faci performanță cu cineva care țipă, care face scandal, care l-am văzut.
Și m-am mirat, pentru că este primar în funcție. L-am văzut la o emisiune TV, îi sărise la valiera din piept de atâta agitație și atât. Dom'le, vorbește, hai să discutăm, hai să vedem, adică ești primar în funcție, toate au fost la tine, dacă meri, te votează lumea, dar o să vezi că nu duc. Bun, acum și în Consiliul Local, în cadrul unor ședințe acolo, unde a fost și prezent, bineînțeles, au existat anumite tensiuni, să spunem, precum cele amintite de dumneavoastră. Am văzut o țară întreagă când Consiliul Județean a fost invadat de diferite persoane. Deci nu sunt în măsură să comentez. Dar totuși, Consiliul Local, Consiliul Județean rămân instituții de forță ale administrației unde trebuie păstrată o limită. Adică... Cât de mult contează această relație între administrația locală, între consilierii locali și cetățeni? Foarte mult contează și foarte bine a punctat aici Radu. Să știți că Devean, și sigur și el o simte la fel, dar ca Devean născut aici, trăit aici, ne prinde o frustrare să ni se tăpovestească de alt oraș, pentru că noi trebuia să fim inima, noi trebuia să fim sufletul acestui județ. Am avut punctul de lucru undeva prin anii 2010-2011 în Hunedoara. Abia așteptam să vin la Deva, să ajung acasă, îmi plăcea Deva. Acum când văd că toată lumea se găsește și să se uite în altă parte și să-mi vină să-mi dea un exemplu un alt primar, un alt oraș, este foarte frustrant. De aia le spun cetățenilor, veniți în data de 9 iunie la vot, votați Partidul Social Democrat, votați Lucian Ioan Rus pentru primăria Deva, nu diseminați voturile, nu risipiți, aveți încredere, haideți să fim toți la fel și să avem același oraș ca și cel al vecinilor noștri. Avem o structură puternică, avem Consiliul Județean alături de noi, avem guvernul alături de noi, avem Lucian Rus vine din administrația centrală, are cunoștințe, avem nevoie de cunoștințele lui aici, avem nevoie de experiența lui. Cum am mai zis-o, a lucrat non-stop acolo. Când încercai să dai de el, zicea, sună-mă diseară, sună-mă după ora 9, sună-mă după ora 10. Avem nevoie de un om ca Lucian Ioan Rus la primărie, care să-l găsești de la dimineață, de la ora 8, 8 jumate, 9, până seara la orele 20, 20, 30, 21. Relația cu cetățenii nu trebuie întreruptă nicio clipă. Acum, deși... zic eu că am fost destul de activ în cei 4 ani de mandat de consilier local. Când ies în această campanie, observ că nu am reușit să ajung peste tot și sunt o grămadă de probleme la care, spre rușinea mea, nu am ajuns. Dar și nu sunteți singurul sau nu ați fost singurul în Consiliul Local și probabil că aceasta este menirea tuturor consilierilor locali, exact. Cumva să ajungă în toate cartierele din oraș. Trebuie să ajungem acolo cu un anumit scop, cu o anumită probleme. Nu să mergem doar să ridicăm mâna la votarea unor puncte de pe ordinea de zi care sunt, repet, viziunea primarului. Degeaba acum ni se scot ochii că pentru anumite lucruri care nu merg în Deva am fost în coaliție, dar pentru lucrurile care sunt ok sau frumoase, numai altcineva este responsabil. Trebuie să ni le asumăm și să realizăm și să spunem, să avem curaj să spunem că am încercat să facem și noi ceva și nu am reușit. De ce nu am reușit? Pentru că nu am găsit atunci, aveți, Doamne, cadrul legal. Revin, platformele de deșeuri din Deva, n-am reușit să le punem la punct. De ce același operator... să faceți acest lucru? Pentru că sunteți cumva specialist în acest domeniu, adică cunoașteți foarte bine această problematică. Se așteaptă ca să vină platformele digitalizate, cele ecologice, care sunt votate prin Planul Național de Redresare și Reziliență și, nu știu, așteptăm să vină vara... Și în toată această perioadă cât așteptăm? Și să sperăm că la vară o să fie cald, ceva de genul. Vine Lucian Rus și le rezolvă. Exact. Așteptam să vină Lucian Rus și le rezolvă. Numai noi la Deva cumpărăm de 2 ore autobuze. Cumpărat acum nu știu câți ani și astăzi mai circulă, pentru că astea noi le-am văzut prin poze și în parcare. Oancea e de vină. Da, Oancea, tu ești de vină. Tu ești primarul Devei. Eu, ca Devean, îmi permis să spun acest lucru. Eu, ca om care contribuie la impozite și taxe, îmi permis să spun acest lucru. Când o spui pe gură Oancea e de vină, mă înfrunți și nu numai pe mine, pe toți cei care te ascultă.
în momentul în care ești ironic cu niște lucruri care dor atât de tare și te urci în mașină și mai și umplem rețelele de socializare cu aceste videoclipuri, nu este bine. Nu este, pentru că nu ai cum să nu fii supărat în momentul în care știi, domnule, omul ăsta trebuia să-și facă datoria de la dumneata, așteaptă oamenii să ai o prestanță, o ținută, să faci un comunicat de presă, să faci o conferință de presă, să ai un, nu știu, să mergi la televiziunile naționale, pentru că Deva, da, este o capitală de județ, să fie acolo sus ca, nu știu, Emil Boc, uite, de exemplu. Asta mi-a venit acum. Colegi, sunteți colegi, ar trebui să Deva să se lupte acolo. Nu, nimic, aroganțe, nu știu, lucruri de astea mediocre care nici nu și-au rostul, nici, deci uneori mi-e rușine să le și spun, dar poate că de aia sunt și atât de determinat, pentru că nu se mai poate așa ceva. În cartierele Devei, păi în cartierele Devei, dacă mergem acum, e junglă, deci nu, nu, așa deci ceva. Și există un serviciu specializat în... Nu comentez, am învățat să nu comentez serviciu. Să știți, serviciile sunt conduse de oameni, sunt formate din oameni, sunt... ele se gestionează, deci lucrurile astea trebuie de sus în jos observate, că aici este și o discuție. Dom'le, dacă vine Lucian Rus, vă dă pe toți afară. Doamne ferește, nici nu se poate așa ceva. Există legi în România. Asta este iarăși o aroganță a celor care nu vor să plece în acest și știu că vor pleca. Dom'le, dacă vine ăsta, vă dă pe toți afară. Nu e adevărat. Lucian Rus s-a dus în minister, n-a dat niciun om afară. Niciun om n-a plecat din minister. Vreau să te completez aici, domnul președinte Nistor Laurențiu. A venit în Consiliul Județean, n-a dat niciun om afară și uitați ce performanță face la Consiliul Județean cu aceleași oameni. Doi la mână, că ai vorbit de primarul Emil Boc și de transport. Mi-am adus acum aminte printre multiplele referate care le-am depus. Am vrut să decongestionăm și noi un pic traficul dimineață. Am zis să venim cu o idee de a... pune pe primul plan transportul public local, că și așa acum se implementează cele electrice și am zis să vinerea să fie vinerea verde, vinerea mașina stă pe loc, vinerea transportul comun este prioritar. Să susținem transportul comun, public comun, gratuit, vinerea. Ni s-a spus atunci că nu se poate, că nu știm dacă va avea profit, că încă este în implementare proiectul. Acum, nu de mult, de vreo 30 de zile, am avut o ședință AGA cu transportul public local Deva, unde ni s-a spus că TPLD-ul deja este trecut pe profit. Deci am putea să dăm drumul măcar la acest proiect, să susținem ați acest transport. Ați readus în discuție în cadrul Consiliului Local acest proiect pentru a... Nu, poate pentru că nu pot să ziceți că aici cumva este frustrant. Multă lume zice că de ce nu le dezbați în Consiliul Local? Noi acum suntem unii ingineri electricieni, unii sunt constructori, alții sunt pictori. Nu poți să vii și iei oportunitatea din teren și te duci în primărie unde juriștii ar trebui să te susțină și să-i dai un cadru legal. Acum, dacă nu ai niște cunoștințe foarte temeinice, de multe ori zice, descurcă-te, dacă vrei să faci o achiziție, la ce te-ai gândit, nu poți să vii cu chestiile astea. Eu vin cu oportunitatea la în aparatul executiv. Și de acolo aștept ajutorul lor. De exemplu, îmi place sâmbătă să mai ies în weekend, să facem mișcare în aer liber. În parc, dacă nu sunt evenimente, parc, cum spunea domnul. Dacă nu sunt evenimente peste, aici iară, dacă și cu parcul ăla, o adevărată epopee, am zis să punem niște panouri informative la intrarea în parc și la intrările și ieșirile din parc, pentru că oamenii când vin acolo, cum zice Radu, mă, poate nu vreau să ascult nu știu ce concert și vreau să stau cu copilul ăla mic să iau... Sau să ne omoare bicicliștii copilul. Exact. Să știm despre evenimentele care se desfășoară în parc, să vin să le văd sau să le evit. Și vorbeam despre curentul care sunt format acum cu fitness urban și am pus un referat de aprobare ca să îl mutăm, să facem un parc fitness urban, street workout în zona Bejan, care iar este o zonă foarte puțin pusă în evidență și acolo. Dar ofertantă. Ofertantă și ar trebui să ne gândim și la zona aia, nu numai la zona centrală. Este o zonă foarte frumoasă, dar mașinile circulă în viteză pe acolo. No, în fine, am vrut să facem, vrem să facem acolo acest street workout de fitness urban. Așteptăm, cred că de
Trei luni de zile. De 7 ani. Haideți să facem o comparație cu Alba, Sibiu, Timișoara. Când au fost, din ce mi-amintesc, la alegerile trecute, veneau niște primari, evident, de aceeași culoare, că asta am dorit să fac, să fac o comparație între primarii de aceeași culoare, pentru că tot am discutat de primarul Hunedoara și am, domnule, hai, au fost aici în județul Hunedoara, bun, și ne-au explicat, o să fie ca la Oradea, o să fie ca la Sibiu, o să fie, avem curaj, ne comparăm cu... Ne comparăm cu Sibiu, cu Oradea, ne comparăm, pe așa, atunci toți erau etalați frumos, toată lumea face, acum nimeni nu mai zice nimic, numai liniște și pace. Vă mai spun un lucru, tot ce se întâmplă ar fi de trecut cu vederea, dar de ce nu mai trec de veni și de veni, să știți că nu uită. De veni sunt niște oameni care nu poartă pică, dar atunci când este momentul, te sancționează. Și să știți că de multe ori este foarte bine să ai acest comportament. Pentru că în acești ani, și eu sunt unul dintre devenii care am copii mici, credeți-mă, la fiecare trecere a trotuarului, da, aveam grijă să nu-mi arunc copilul în cap. Degeaba îmi spune, am făcut aici, am vopsit, am făcut, băi, m-ai ținut 7 ani, 4 ani, mi-au crescut copilul meu, nu mai am nevoie de căruți. Pe mine m-ai vexat, m-ai ținut acolo. Generație de sacrificiu, generație și tata de sacrificiu, și eu și acum și copiii mei, generație de sacrificiu. Am făcut parcul. Păi ai zis că faci parcul, dar iarăși a fost o lucrare întârziată și ai făcut jumătate de parc. Ai zis că îl termini în decembrie și l-ai terminat când? În, nu mai știu, martie, habarnă, nu mai știu când l-a terminat. Recent. Deci, poftim, da. Recent, da, deci, datele astea niciodată nu se respectă. Vinovații vor plăti. Nu, vinovații cer să se facă lumină. Vinovații fără vină. Aceia cer să se facă lumină și aceia vor vota în 9 iunie, pentru că mie și tuturor devenilor, dacă ne spune, domne, a greșit, nu știu ce rolă, nu știu ce, noi știm că nu a mers telecabina. Noi știm că cetatea ne-a fost închisă de nu știu câți ani. Chiar nu pot să înțeleg de ce nu o deschid, nu pot să înțeleg de ce nu-i dă drumul. Oricum este târziu, oricum nu o să mai ajute pe nimeni cu nimic. Va fi încă o acțiune de tip oglindă. Vai ce frumos sunt! În spatele oglinzii însă sunt foarte mulți oameni care sunt sătui de așteptat, sunt sătui și dezamăgiți în același timp. Primăria Deva a fost întotdeauna una dintre cele mai râvnite, să spunem, administrații locale din județul Hunedoara. S-au dus aici bătălii destul de aprige, bătălii electorale, bineînțeles. În acest an va fi o bătălie strânsă, să spunem? Amândoi. Spune. Eu zic că deja este o bătălie câștigată, din ce simt. Mai sunt 2 săptămâni. Oamenii vin tot mai mult alături de noi și nu că o sper, chiar o simt că vom câștiga primăria Deva. Pentru prima dată o zic. Eu cred că trebuie să mergem la vot cu toții. Pentru că ne dorim un altfel de oraș, ne dorim o altfel de administrație, ne dorim o altfel de atitudine, o altfel de comunicare, ne dorim un altfel de viitor pentru copiii noștri, ne dorim tot ce este mai bun și atunci trebuie să fim foarte atenți, trebuie să fim foarte motivați, toți cei care simpatizează PSD-ul, dar și toți cei care cred că Deva poate merge înainte și își doresc să facă acest lucru, trebuie să vină alături de Lucian Ros, de echipa lui, iar rezultatele nu vor înceta să apară. Nu trebuie să fim intimidați, nu trebuie să ne temem, doar să facem întotdeauna ce am știut mai bine, votăm cu binele Devei, votăm pentru Deva, votăm, Deva este acasă. Deci Deva suntem noi, Deva este acasă și trebuie să facem ce este mai bine pentru Deva. Atunci da, vom câștiga. Nu lăsăm, nu ne oprim, mergem înainte, fiecare om, fiecare casă, fiecare cartier. Asta înseamnă Deva. Continuați în echipă, din toate punctele de vedere. Din toate punctele de vedere și aici un mare membru al echipei este Consiliul Județean și este președintele Laurențiu Nistor, care este un model. Ați văzut ce s-a întâmplat la spitalul din Deva, ați văzut ce lucrări, ați văzut ce investiții sunt făcute și cu asta vreau să închei. Nu pot să spui că niciodată Consiliul Județean nu a avut un proiect major în Deva. Cel mai important proiect este sănătatea oamenilor, iar aici
personal nu pot să spun decât că întotdeauna când am fost la spital am fost tratat cum se cuvine, am înțeles și timpii și urgențele și absolut tot, pentru că la fel ca oricare dintre locuitorii Devei trebuie să aștepți, trebuie să ai răbdare, dar ceea ce s-a întâmplat la spital, pediatria, amintiți-vă ce probleme erau în 2020 și cum strigau cei de la USR, apropo, mai există, nu. Deci, există, domnul Bart, cum să nu. Dar nu la vot. Nu scot 5%, cred. Nu, atunci așa făceau. În 2020, ăsta era un motiv, domnule, gata, nu, spitalul, pediatria, se mai aude astăzi. Președintele Laurențiu Nistor a arătat, a demonstrat că se poate. Astăzi spitalul arată impecabil, nimeni nu are curaj să scoate niciun cuvânt, pentru că nu poți să critici ceva ce e bine făcut. Dar totuși se spune nu au fost proiecte majore. Așadar, un ultim. Dar băgăm capul în poză. La toate inaugurările și la tot, hopa, și noi suntem aici, hopa. Fiecare își face campania așa cum consideră că este potrivit pentru ei. Un mesaj pentru Deveni, domnule Bar, pentru că suntem la final de emisiune. Da, mesajul este întreaga emisiune. Vă rog să urmăriți emisiunea. Am spus ce am avut de spus, mai sunt multe lucruri de spus, mai sunt multe lucruri de făcut. Vă rog pe toți cei care credeți în mine, dar nu-l cunoașteți pe Lucian, să aveți încredere. Garantez că este un om de cuvânt, un om de onoare, un profesionist, un om care poate schimba fața Devei în totalitate, un om care poate fi preocupat de grijile și de nevoile noastre a tuturor devenilor. Mulțumesc tare mult, domnilor, pentru prezența în emisiune. Mult succes vă doresc în continuare. Vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor, domnilor, că ați fost alături de noi. Vă invit să rămâneți în continuare pe Hunedoara 1 TV. Numai bine!